Bă, nu știu ce să mă joc, mă. Să-mi dau măcar o comandă de mâncare. Alo? Alo, da, bună ziua. Ați sunat la TFT Pizza. Oh, TFT Pizza, da. Ce doriți? Doresc să învăț a mă juca. Se face, sigur. Dați-mi, vă rog, frumos un share screen în primul rând și verificați dacă aveți laptopul băgat în priză. Este calculator, domnule. Calculatorul băgat în priză. Da, dați așa să... Gata, ia uitați. N-o să arăt și bine m-am găsit la un nou videoclip din seria noastră de postat anual. În fiecare zi timp de un an. Sunt aici alături de fratele Luci, Iceman Lucky, după cum îl știți unii. Zi un salut. Salutări. Astăzi o să învățăm să jucăm TFT, pentru că fratele IML aici de față este un mare profesionist. Eu nu prea mă pricep deloc. Ba da, știi, lasă că se poate. Se poate să înveți, vei învăța foarte ușor. Bun, domnule Techeș, vă rog frumos să stați în prima barcă, să nu mai vorbiți cu colegii, să fiți foarte atent la ceea ce voi explica în acest moment. Pentru început, ce portale vei alege? Ce portale voi alege? Sau portal, mai bine spus, da. Hai să vedem. Aici, în mare parte, poți să joci ce îți place ție. Nu contează, nu este foarte important acest portal. Este mai mult pentru... Eu mă pun unde nu stă nimeni ca să trolez oamenii. Asta e strategia okay, mea. Bun venit, bun venit la școala de troll. Bine. E perfect. Ce okay. Jucăm? Este greu de spus la început ce joci, dar foarte bine ai întrebat ce jucăm, pentru că vom juca același comp de fiecare dată până ajungem challenger. Oh, ok, care este acel comp? De fapt, vom juca în funcție de ce iteme vom primi. Este foarte important, pentru că dacă vrei să joci un anumit comp și te duci numai pe acela, o să ai iteme de apă și să nu funcționeze. Așa că noi aici vom lua Sibir în gheră. Pentru că se comportă foarte bine. Așa, și o să le pun, îi punem jos. Foarte bine ai făcut. Acum, o să luăm și acei doi jacks, pentru că au o combinație foarte bună. Deci vom vinde Jana, care e 2 cost în acest moment. E super. E super. Și ai mai luat gol și pregătești să vinzi tot bordul. Ia repede acel ce ți-a dat acolo, ce ți-a picat. Repede, domnul Techeș, dormiți. Așa, și acum ce fac? Ați dormit în bancă și am pierdut unul interes, dar nu e nimic, vom salva. Facem acel malfight de level 2, pentru că ne plac campionii de level 2. Așa. Și acela este un behemoth, deci mai punem Ciogat, care e behemoth. Foarte bine. Uie. Student Techeș, în locul de Garen. Ah. Contează. Ok, îl lăsăm acolo. Ce mai vând? Kha'Zix poți să vinzi, da, să vinzi. Okay, așa că o secundă că am întrebat cu pisica. Domnule Techeș, ne auziți? Hey! Oh my God! Postez zilnic timp de un an. Scopul? Să-mi depășesc abonații de pe canalul principal. Bogdan Techeș, sper că simți amenințarea. Și o să reușesc eu oare? Ține doar de voi. Vreau susținere, respect pentru munca depusă și încurajare, ca să-l detronăm pe nemernicul ăla. Haideți! Vizionare plăcută în continuare! Sunt aici, ce iau? Repede, ce iau? Ce iau? Păi, să vedem, nu ne place mijloc. Dăm reroll la mijloc. Da. Dăm reroll la stânga. Așa, nu vrem să jucăm triad, deci jucăm harm... Nu, domnul Techeș. Ori e support cash, ori harm assist. Ce vă place? Vreți omnivem sau support cash? Stânga, mijloc sau dreapta? Mijloc. Hai să luăm dreapta, să mergem RNG. Bravo, domnul Techeș. Să nu vă urcați cu Techeș în mașină, că... Bun. Și pune Jax în loc de Sibir, dacă poți. Nu-i nimic. Ok. Hai să facem curat acum. Okay, acum. Da, lăsăm acum, Jax Garen. Sunt și eu concentrat. Suntem pregătiți. Așa. Da. Lăsăm Jax Garen, vindem acel... Gnar. Așa, și vindem tot. Exact. Acum, dacă vei bate aici, vei vinde. Nu voi bate. Hai să facem o recapitulare. Cum ar fi? Deci noi așa, acum hai să adunăm iteme, da? Așa, avem iteme. Acum, ai iteme bune? Cum ți se par acele iteme? Mi se par nu bune. Nu bune. No, atunci dacă nu bune, ne lăsăm totuși, că o să jucăm ceva foarte interesant aici. Avem iteme de trickshots. Deci o să căutăm iteme de trickshots. Acum ce vom face? Vom schimba acei behemoți din față cu ce ai tu pe bancă. Cu Jax și cu Garen. Foarte bine. Știi, stăm. Așteptăm. Păi și eu ce-i vând? Nu-i vindem deocamdată. Te pregătești să vinzi Ciogat dacă cumva nu câștigi. Doar dacă nu câștigi. Ca să facem, da? 10, ca să luăm un plus de gold, da? Exact. Să spui și bine, asta, bravo, pentru oamenii care nu știu de loc. Eu mai știu câte una alta. Dar uite, facem 10. Exact. Deci pe noi ne interesează aici banii. Exact ca în România, ca banii vorbesc. Donați, băieți, donați. Ne interesează banii și dacă nu știați acest lucru, există un interest în TFT care la fiecare 10 gold primești gold în plus până la maxim 50 gold. Adică la 50 gold primești 5 gold per rundă. Vă arată chiar acum student Techeș. Și ce vom face este să punem acel malfight de 2 acolo tot în
la celorlalți, foarte bine. Bun. Mai pe românești, să le zic și oamenilor, deci tu dacă ai 10 bani, tura viitoare primești cu 1 în plus. Aduni aici la toate astea un 1 plus, da, unul la care se pune? La interes, nu? Da, exact, la interes, apoi mai gold deci per... Deci tu 5 primești în fiecare rundă fără discuție. Exact, okay. Adică nu neapărat, depinde. Cum depinde adică? De rundă în sine. Depinde de rundă de sine și ce augmente ai. Ah, ok, ok, da. Dar în mare mergi? Parte, da, este, e cam 5 passive income. Ok. Foarte bine. Hey, Bard! Acum, Bard, Timo. Hai să vedem ce iteme avem. Nu, nu ne interesează Timo. Timo nu ne interesează în acest. Timo nu există pentru tine. Ba da, este sharpshooter de asta, trickshot. Este cu... Domnule student. Lovitură cu skepsis. Domnule student Tekesh. Da. Luăm Bard. Ok. Bun. Bun, perfect, domnul Tekesh. Facem trickshot. Acum vom căuta un Timo în shop. Sigur că da. Acum, foarte important, am văzut Aatrox și acolo. Luăm Aatrox și aia. Unde toți. Aia că sunt... Uite-i ah, pus. What a... Erau acolo numai 3 Aatrox. Ok. Punem un loc de Malphite și vindem Malphite cu Cho'Gath, îi vindem. Îi dăm. Ok. Foarte bine. Deci noi am luat bine Aatrox, zice că este un bun frontliner. Exact. Aatrox este bruiser cu Ink Shadow și este foarte, foarte bun ca să ai un frontline. Ce este foarte important în jocul acesta, ca să înțelegeți, pentru cei care sunt chiar la început și nu vor să intre în detalii foarte mari, ar fi economia și tot. În acest joc, ca la toate jocurile, ai nevoie de frontline și backline. Adică ai nevoie de cineva să ia tot damage-ul în față și cineva care să dea damage. Asta din știam și eu chiar. Exact. Din această cauză, ne interesează și itemele să fie cât de cât echilibrate. Adică este bine să nu ai numai iteme ofensive, ai nevoie și iteme defensive. Am înțeles, da. Ați înțeles și voi, da? Luați aminte. Oricum, TFT-ul ca și idee mi se pare un joc atât de chill, mai ales dacă stai să-l compari cu LoL-ul unde te enervezi. Ce se întâmplă? Ia că dansăm. Mergi și dansează. Control 3, repede, dansează. Dansează, control 3, control 2, așa, control 2. Dansezi, mă? Dansează cu el. Da. Uite, wow. Koboko v-a dat aici premii pentru că ați lansat frumos la școala de dans TFT. Păi și stai, eu dacă nu dansam nu dădea premii? Nu dădea mai puține premii. Păi de ce m-am intrat în horă? Păi ai intrat acolo, ai dansat foarte bine. Ok, bun. Ok. Vindem un Jax. Acum, nu vindem un Jax, exact, să facem interest. Bun. Și hai să dăm hit la niște iteme. Nu-l pun pe Bard. Să vedem ce ne pică. Poți să-l pui pe Bard în loc de Garen, poate. Luăm Recurve Bow să avem un Gwyn's or Rage Blade. Bun. Normal, ce ne-ar fi interesant ar fi fost să dăm mai repede slam. Nu, l-ai zis nu interesant în loc de interesat. A fost amuzant. Așa am zis, da. Cam așa ai zis. Pe cine pun ăsta? Pe Bard va fi. Mamă, dar sunt cam normal, slab. Spune. Sunt cam slab. Nu ești slab deloc. Okay. Este foarte bine aici, având 2 luzuri consecutive în runda de PV, o să mai ai un gold în plus pe rundă. Așa este, de fapt, nu. Trebuie să avea 3 acum, de fapt. Aici este un deci nu o să-ți dea un gold de interes. Da, dacă ai stricuri, ori pierzi mult, ori câștigi mult, îți dă bănuți. Aș, la fiecare win un gold. Aha, super. Stai puțin. Să luăm Chain Vest, dacă vrei, să facem un item de frontline. Facem un item de frontline, o idee bună. Da. Normal, ce trebuia să facem era să așteptăm componenta aceea. De că primeam iteme de aici, de la mobi. Și vedeam ce ne dă și mobii. Da, exact. Păi eu arăt cum să nu faci și oamenii o să știe după aia că nu aștepți mobii și după aia e itemul. Ca viață. Nu ne pasă de așa. Vinde tot. Vinde că faci interesul. Interest. 50. Bun. Da, perfect. Acum dai un level up. Level up de aici se dă. Așa, pui bardul acela. Ce să fac? Și hai să facem. Așa, și facem itemele de Kai'Sa. O să avem 4 trick shots cu 4 bruzere o să avem. Și avem așa, avem Sojin. Da, pui pe Jax. Ai luat bine. Aia, ăla este. Păi și nu fac static shift. Nu. Nu interesează. Așa. Apoi facem Infinity Edge. Pe cine? Tot în față. Pe Jax? Acum noi profităm puțin, da, acolo. Nu avem încă iteme ofensive, dar o vom rezolva acest lucru mai târziu. Mai sigur, târziu. Dar îmi place că tu gândești în viitor. Deci noi acum facem exact mai bine pentru Kai'Sa. Pentru că o să exact vingem pe Jax. Și mai bine dai mai mult damage decât să dai mai puțin. Asta eu am zis-o și corect să țineți minte că nu s-a mai zis. E originală vorba. De asemenea, runda viitoare o să o punem pe Sivir lângă Bard ca să dea damage și Bard. Ah, Sivir, într-adevăr. Asta este un alt. Stați că vă zic imediat. Ce e aici? Dăm reroll la stânga. Așteaptă reroll. Nu? Așteaptă. Ușor. Așa, ai anti-heal sau ai Tiny Titan? Ai vrea mai mult HP, eu a zice să mergi pe anti-heal, pe Blistering Strikes, dreapta. Da. E ca și când ai avea cam pe red buff pe toți campionii. Dăm acord, level up până, ce dăm level up level până up? La 6. Nimă că 6. Pot, mă. Mamă. Pune încă un Jax și pui Sivir lângă Bard ca să dea... Da, asta voiam să zic, că toți campionii fac câte ceva. Ia uite, asta dă attack speed la adjuncții aliați.
De ce nu arată? Deci avem numai stânga-dreapta sau în jurul ei? În stânga și în dreapta, da. Un hex în stânga și unul în dreapta, așa zice. Aha, aha. Acum avem o problemă, pentru că toată lumea și-a folosit banii. Păi nu, absolut nu. Toată lumea și-a folosit banii aici. Să știi că nu zici bani. Bine, Lucian, aici, te contrazic. Noi nu avem problemă, că ia uite, e bine că pierdem, că avem corect. Un stric, nu? Corect, dar da. E și da și nu. A, și da și e nu, e o da. Diferență. Și da și nu. Trickshot. Luăm. Punem Timo în loc de Jax, bravo, foarte vezi bine. Vezi că știu, da. Și poate în colț. O să-i mulți în colț de tot. Exact. Bun. Și acum ce facem? Punem Jax-ul de 1 în loc de Jax de 2. De ce? Și vom pune itemele pe Timo. Pe Timo? Pentru că vrei să dai damage exact. Da, pentru că trickshot-ii ricoșează, în caz că nu știați. Uitați-vă aici ce fac abilitățile. Astea cum se numesc? Ce-s astea? Traituri. Trait-uri. Cred că nu știu cum se traduc în limba română, că obiceiuri, nu știu română. Bun, dă-i ușor level up. O să tot pierzi, pentru că nu avem frontline deloc, o să pierdem niște viață. Voi să țineți minte să vă faceți iteme de frontline. Da. Acum noi am pierdut puțin mai mult. Ia domnul Tekeș, nu știu dacă ia. Uite. Defensive. Oho. Defensive. Foarte bine. Dă-i puțin să vedem ce iteme ai. Dă-i puțin repede. Vai, să vedem cum? Ce iteme ai. Am o vestă. Ok, dă-i înapoi. O vestă. Ia Gnar, ăsta mic de lângă tine. Gnar? Ăla e, da, perfect. Uai, da. E capul meu. Acum o să facem Bramble Vest și mai faci încă un Guinso pe domnul Bard. Oh, dar ce bine ai gândit-o, mă. Dar atâtea exact. Itemele se stachează, adică n-are nicio problemă dacă tu spui trei la fel? Depinde de item. Sunt iteme care poți să le pui doar o singură dată? Nu, pe Garen facem alea. Pe Garen? De ce, că îl schimbăm, mă? Da, schimbăm, exact. Și o să vină pe Galio. Dăm puțin level up. Să-mi zici ce face acest item. Deci stai așa, Grand, adică îți dă 5% attack speed pe stack. Și câte stack-uri poți face? Adică per basic, poți infinit. Infinit? Adică dacă păi și el, puternic. Când amoare 2, amoare 4, 6, 8, nu mai știu matematică, 25? 10, 12, 14, 16, 18, 20. Aha. Da, și doar de level 1, la level 2 o să fie și mai puternic. Și ricoșează în tăți de la ricoșat. Oh, da, bravo. Adio. Ia uite-te la damage cât ai dat. A, acolo și dai puțin. Pe 2000. Ok. E bine, de acum nu mai pierdem deloc. Da. O să mai pierdem. Hai luăm acel bard, luăm și acel Timo, că avem nevoie de el. Nu, mă, locul 1, numai unul simt. Mai unul? Și eu zic că o să câștigi. Mă, și uite, în față, spre exemplu, are vreo așa. Legătură ordinea asta? Că i-am făcut așa în scara măgarului, cum vă uite. În mare parte trebuie să te uiți în situații mai avansate, când urci în level, trebuie să te uiți contra cine sunt șanse să te lupți. Acum e bine deocamdată, ai două câștigate și o să mergem repede level 8, ne trebuie neapărat level 8, dar trebuie să ai mâini rapide. Ce să am? Asta e întrebarea. Mâini rapide. Uai, te mișci rapid. Da. Te pregătești, da? O să facem acum o schimbare care te duce challenger direct. Ia să vedem. No, am câștigat meciul ăsta, dar nu există. Da. Pune și timul ăla jos. Nu, mă, câștigăm. Ce bad lupi ăștia. Ai. Da, câștigăm. Îți place iconița mea? Nu, ăsta nea, nu știu cum se numește. Mapetul ăsta. Little Legend-ul. Little Legend-ul. Da, dacă vrei să dau. Bun. Acum. Da. Este o mare problemă. Dăm de două ori level și stăm. Așa, și aștept. Și următorul dăm până la 8 level, ca să știi nivel. Hai să pun eu niște iteme pe cineva. Pune, păi, fii atent. Pune, nu, stai. Punem Last Whisper pe Timo, adică atac cu... Asta? Ăla. Cu attack speed-ul, cu arcul. Ăsta? Ăla, da. Timo, repede. Mă, da, astea sunt iteme de AD. Timo, nu dă AP? Păi, da AP, dar noi o să-l vindem pe Timo și o să punem itemele pe Kai'Sa. Da, uite spre... Ai, e capul meu, ce m-a trăznit ăsta. Bătut. Deci... Și acum mergem repede level 8. Și... O să-ți explic după. Dar el poate să fie valuable și așa cu AD, hă? Da, nu normal, pentru atac... că dai damage normal. Adică tu trebuie să dai hit la iteme înainte ca să, cum ar veni, să profiți de ele. Pentru că dacă le vei ține pe bancă, nu vei da damage deloc și pierzi mori. Prea mult HP și mori, exact. Ioi! Bun. Nu. De ce? Dă-i reroll dreapta. Uite, vezi că astea de... Ăla, da, ăla o să luăm. Îl iau? Ăla o să luăm cel mai probabil. Da, iar. Nici nu stau la discuții, ok. Dă-i level up, repede. Cât? Până la 8. Până la 8? Păi dar scad, la mama n-ai bine să mă ia. Ok, reroll, stai așa, hai luăm Riven. Silas, dreapta. Silas, ok. Până în jos. Dă-i reroll. Nu. Până la cât mă duc? Silas? La 0. Cum la 5 de fapt, că n-o să mai poți să mai cumperi. Riven ne trebuie. Găsești Riven? Încă o dată reroll? No. Galio. Păi și contra cui? Ce? În loc de Jax. Bravo. Alege attack speed-ul, bravo, și pui acolo. Ai, nu-i bine, nu-i bai. Pune itemele pe Garen și ăla și ăla, așa.
Deci până la frica. Mamă. Nu încă avem viață, chiar dacă mai pierdem una, încă avem viață să rotim. Nu pierdem. Bun. Haide, deci, capul meu, ce pierdem. Vin... Mamă, ce pierdem. Haide, capul meu, ce pierdem. Haide, capul meu, ce pierdem. Mai avem două vieți. Mai e viață ca pisica. Deci noi acum amucătăm o Caisa, aia ne salvează, nu? Caisa, Riven ne salvează de asemenea, pentru că avem nevoie de 4 bruiser. Noi acum stăm de rău. Sau orice bruiser ne mamă, deci aici. Dacă ies primul, eu nebunesc. Tamkench, luăm Tamkench. Și ce fac? Pui Tamkench în loc de Garen. Tamkench în loc de Garen. Și pun itemele. Da. Pui itemele pe Galio, pe Galio. De ce? Din ăla și ăla, așa. Și nu, nu, ăla îl pui, da, pe Sylas poți să pui. Ok. Așa. Și fai... Mam. Ia Galio, ia Galio. Păi și... Fii atent. Nu, 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 lasă-l. Calmează-te că e tot în regulă. Pui Giant's Belt-ul cu buff-ul, cu tirul, pe Galio. Mă, dar eu am doi Timo pe masă. Nu-i nimic. Pune pe Galio. Ce? Ăla. Ăsta? Așa? Da, așa. La, pune, pune repede, repede. Mi-e foarte frică. N-are ce să-ți fie frică. Ai două vieți. Mamă. Hai că mai am încă două, e ok. Păi și Timo ăsta nu-l păstrez. Deci, o să-l păstrez Timo mic. Acum, dacă câștigi, cumperi Timo. Cumpără Timo. Bun. Așa. Hai să căutăm o Caisa. Avem nevoie de o Caisa aici. Nu vezi avem. De una? Nu. Nu este. Bun, ce iteme mai ai? Două de alea de AP. Așa, ia ce e în fața ta cu armură. Asta ca Lisandra? Da, 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 Sandra, da. Bun. O să facem item pe Sylas în frontline, da? Ce, Crown? Exact, Crown Guard. Exact, așa. Da, da, da. Și să nu schimb un Timo cu altceva? Pune ce vrei tu, dacă vrei, ba da. Mamă, vrei frontline? Un țesător de ăsta, mă, ca să... Mai pune un bard. Nu, nu, mai pune un bard, nu te chinui. Ca să așa. Am Kyle-ul, mă. Ideea este că dacă nu-ți vine Caisa, ești într-un spot destul de slab. Sunt foarte mulți care au jucat extrem de agresiv și ți-a luat destul de mult damage. Las că nici de asemenea, Galio va trebui să-l muți mai în dreapta cu un spot, să-l schimbi cum ar veni cu celălalt. Hai bard, hai bard! Câștigi, câștigi, că tanchează Galio destul de mult. Ia uite, are 40. Mamă, cum dă, bă! Acum ce căutăm? O să-ți trebuiască un, cum se numește, o sabie, ca să pui sabie cu AP pe bard. Asta se face bard 3-2 Gwyn sau cu Hex de Gunblade, exact. Păi stai, asta când îmi dă heal? Și pe atacuri sau pe ai Galio de abilitate? Doi? Orice damage pe care îl dai pe campion. Orice damage? Orice damage dai. Wow. Pune, ce ți-aș recomanda să faci ar fi să pui un Sylas în loc de bardul ăla fără iteme. Și îl pui, nu așa, pune mai în dreapta, așa, și pune... Exact, așa. Nu, nu, era perfect cum l-ai lăsat. Așa? Așa, bravo. Motiv? O argumentare? O argumentare de ce? Mm-hmm. Itemul pe care l-ai pe Galio, stop! Acel... Nu mai spune. Redemption. Nu pune asta pe bard acum? Pe Galio. Nu, nu, că nu știi dacă îți vine item, ah, okay, și nu item de AD. După aia. Da, exact. Ok. Și dacă nu îți vine, va trebui să schimbi cumva, să pui altceva. Vezi că super puternic. Da, te bate doar o singură persoană, nu știu, cred că Sky. Dacă te uiți. Da, cred că el te bate. Mamă, că are... frate, joacă cu Akali. O, are Riven de 3 și tu ai nevoie de Riven neapărat. Păi să-mi dai și mie una. Îți dau acum, imediat îți trimit. Ok. Alo, bună ziua. Urgent Cargus, o Riven la domnul Tekeș, vă rog, în următorul shop. Pe strada... O, așteptăm. Aștept, uite, aștept, nu? Vezi că știu. Să ne dea un golduț. Mamă. În momentul în care găsești Riven, punem Riven în loc de Aatrox și Caisa în loc de acel al doilea Tamkench, da? Sau al doilea Sylas, de fapt. Am înțeles, dar nu-i mai slabă Riven decât un Aatrox de 2? Nu, pentru că o să ai Story Weaver okay. Și o să-i dai attack speed în backline, cum ar veni. Da. Este într-adevăr mai slabă, ai dreptate, o Riven de 1 este mai slabă decât Aatrox, dar te interesează că îți dă și Kayle. Hai mă! Vinde, vinde, nu-i nimic. Oh! Da, Tamkench, uite, și ai Caisa. Am Caisa. Caisa. Păi Caisa în loc, loc de Sylas. Așa, și dai remove la Timo, la itemele de pe Timo, îi dai remove, exact. Ia din zbor le-am prins, ai văzut? Exact, toate itemele pe, repede pe Caisa, dai slam la, la envelopă, la anvil, scuze, la envelopă. Și uite, vezi, asta ziceam că aici e... ia un Giant's Belt, nici nu știu. Ia un Giant's Belt și da, pune pe Sylas în față două Giant's Belt-uri. Bun. Și încă unul. Foarte bine, bravo. Mai dau un rol ceva? Bun. Vinzi cei doi Timo. De acord. Și o să dăm rol la următoarea, acum la următorul shop o să dăm rol, pentru că se poate să pierzi. Nu, eu nu pierd. Stai nici. Că ți-a omorât cineva, ți-a dat one shot la bard. Era să pierzi. Nu, mă, dar nici cât să am pe viață în viață. Ok, nu, acum... câștigăm, bă, gata, ia meu. Câștigăm? Ar fi frumos să întoarcem, nu? De la 95. Ideea este să prinzi o Riven. Asta o Riven? Ai nevoie acum. Uite-te la mine. Riven. Ah, următoarea. Galio, mai iau, nu mai iau? Nu o luăm? Nu, nu, nu.
Doar Silas, cumperi și Bard, dacă găsești, și Kai'Sa, desigur. Bravo, Bard. Mulțumesc. Mamă, imediat îl facem pe ăsta, nu pot să cred. Da, exact. Bă, dar când s-o întâmplă? Bă! No. Ăsta e ideea de poveste, mă. Nu ne interesează, că n-ai venit locul la ce să-l pui. Strici tot dacă pui. Ah, că e bruzer. Nu. Da, mai dai reroll. Nu vrem să vină, bă. Încă una? Gata, vinde Galio și rămâi așa. Mamă. Da, dacă nu vine... E la puternic? Nu. Mamă, îl scot pe ăsta. Vere, îmi pare rău. Bă, ce se întâmplă? Chiana. Are Chiana în spate. Dar nu mor, nu? Au, ce doare acea Chiana. Nu, mai e o viață. Ai, e viața mea. Ce mă fac? Hei, bine, acum trebuie să dăm reroll la tot. Cum adică? Vând și bardi? Adică dăm toți banii. Și o să, dacă trebuie. Hai să vedem. Hai. Încă o dată. Ce cat? Riven? Dai. Kai'Sa. Ia-o și dă-i un reroll. Nu, vând ăștia, da? Vinde bard. Da, vinde. Amândoi? Dai. Hai. Mai repede că n-ai timp. Hai, mă. Riven. Nu pot să cred. Numai că nu mai ai timp. Ce fac? Nimic, rămâi așa că n-ai ce să faci. Mută, dai Tamkin să-l muți în dreapta puțin. Mano, ăsta are 3 de 3? 2 de 3. Da, dar sunt cost mic, cum ar veni, și poate ai noroc să scapi, să vedem. Mamă, hai Bard, fă ceva, tată. Mi l-a omorât! L-a omorât, da. Dar de ce a trecut prin toată lumea? E ok, că eu moară Kai'Sa din spate. Mamă, bă, dar să tanchează ceva, mă, ăștia, mă. Da, căutăm o Kai'Sa de 2 și poate reușești să scapi. Hai bă. Kai'Sa de 2 sau chiar o Riven ai putea să cauți aici. Îi? Nu îi. Vezi o Kai'Sa? Nici Riven? Nu. Ce iau? Ce iteme luăm? Stai să vedem. Pentru bar ne trebuie. Hex de Gunblade? Are cineva? Nu. Ia Guardbreaker-ul. Care e ăla? Din stânga. Ăsta din lângă tine. Sivir? Din stânga. Nu. Cel din stânga, cu Lilia. Vai, e mine, dar zile așa după aspect, zi, mânuța... Era bro, roz, ziceam campionul roz, nu-i nimic, pune pe Bard. Ok, pune tot okay. Pe Bard. Nu vine, sau? Hai, vine. Dead roll, nu vine Kai'Sa. Hai mă, pări... Aha, loc de Atrox, bravo. Ok, stai așa. Acum, mută-i în dreapta pe toți. În dreapta aici? Nu, un slot în dreapta trebuia. Așa. Deci Bard trebuie să stea între Sivir și Kayle. Pune Sivir în stânga de tot. Așa și Bard schimbă cu Kayle. Ai de capul meu. Am înnebunit. Pune AP-ul pe Bard. Scos ăsta cel mai bun. Nu-i nimic. Pe cine? AP-ul pe Bard. Nu, ăla-l-alt AP. Șai-te-mă ăsta. Pe Silas trebuia. Pe e Tab full. Kench, pe Timo. Pune pe Timo. Nu pot să cred. Oh my god. Îl ba, mă. Îl bas, dar nu e foarte bine. E super. Vinde Atrox și Sivir. Hai că facem treaba. Ok. Hai să ne concentrăm un pic. Așa. Cum, amute-i în dreapta pe toți. În dreapta aici? Nu, un slot în dreapta trebuia. Ești în top 4, ai luat puncte, asta contează. Zi-mi, une pun. Schimb Bard cu Kayle, scuze. Așa? Atât, perfect. Asta atât, bun. Și pui Tamkench, pune Tamkench-ul mai în dreapta. Așa, mai în dreapta cu două slot, mai cu una. Dreapta. În sus, în față. Aici? Așa, și ceilalți sunt în dreapta cu un slot toți. Așa? Așa, exact, bravo. Okay. Mai fac ceva? Caut Kai'Sa. Nu mai e. Riven. Ah, ok. Bravo. Mai dau una așa la Caterinca. Nu. Okay. Nu poți să-l cumperi. Chiar dacă dai, blochezi shop-ul și n-are rost să-l dai. Mamă, ce dă Kai'Sa asta, ce nebun. Roagă-te să câștigi, ai pierdut. Cum se pierd? Ai pierdut pentru că are o Chiana care te bate. Va câștiga cel mai probabil. El va câștiga. Nu poți să cred. Dar nimic. Ai fost ghinionist. Da. Gigi. Ai fost ghinionist pentru că am dat 40 de roll și nu am găsit Kai'Sa de 2 și au găsit Chiana de 2. Nu. Păi șamu, ce se întâmplă? Dai exit. Vai. Îs Iron 2, dar pe ce rușinos. Da, dar ai luat 53 de puncte. Nu luai dacă nu erai top 4. Și asta e adevărat. Vrei să mai joci unul? Nu, n-am să mai joc unul, căci oamenii decid dacă mai vor să vadă TFT sau nu pe acest canal, așa că dați like-uri și comentarii dacă v-a plăcut, ca să mai facem. Nu-i așa, Lucian? Exact, așa este. Și nu uitați, vreți frontline și backline, iteme și în față și în spate, pentru că noi n-am avut iteme în față și am luat bătaie. Asta se întâmplă, da. Mulțumesc tare mult. Care ți-e programul de stream-uri? Să spunem și aici. Oh, ce drăguț, mulțumesc frumos. Pe mine mă găsiți pe twitch.tv/icemanlucky de 5 ori pe săptămână, luni, miercuri.
jocuri vineri, sâmbătă și duminică. Ați auzit foarte bine, în cazul în care vreți să vedeți. Și ce faci? Ce te joci? Sau ce faci? League of Legends în mare parte și TFT și îmi fac acum o mică reclamă, dacă vă mai țin puțin. Dacă sunteți fan TFT și vă jucați Teamfight Tactics, vă aștept la turneul național organizat de către Riot Games. Are loc de 3 ori pe an și găsiți pe startcup.ro. Acolo găsiți toate detaliile. Asta pentru cei pricepuți, dar nu doar, de fapt nu doar, toată lumea poate să participe. Nu e sigur că o să câștigați, dar e foarte fain să participe, așa că mereți. Exact. Bine, te pup. Bine, te pup, Techeșu.